găsit la o nouă ediție a emisiunii Efervescent. Peste 30 de ani de muzică, spectacole, discuri, într-un cuvânt o viață dedicată muzicii. Muzică pe care vrea să o împărtășească și generației care vine din urmă, tinerilor care aleg să îmbrățișeze, să cânte la chitară. Se întărește cerul din ape și în pluguri, oltencele copii prin lacrimă îi știu. Și este copt de pepeni, și este gust de struguri, și este vară mare, jur împrejur de jiu. Și fiecare noapte e neguros albastră, de undeva din târle se aude un caval. E atâta cer aici, în fie ce fereastră, a fi oltean înseamnă a fi universal. Stelele sudului s-au răsplătit și peste Craiova plutesc. Tot universul e parcă împletit într-un chilim olteresc. Stelele sudului s-au răsplătit și peste Craiova plutesc. Tot universul e parcă împletit într-un chilim oltenesc. L-am alături de mine pe Vasile Mardare. Bine ați venit la Craiova. Bine v-am regăsit la Craiova. Mă bucur tare mult că v-ați gândit să facem această mică conversație, pentru că am foarte multe să vă spun, mai ales despre tinerii pe care eu acum în acest moment încerc cu toate puterile mele, atât cât pot eu și cât mi-a lăsat Dumnezeu să pot să-i ajut, îi ajut și iată că am și câteva rezultate despre care o să, dacă avem timp, să vă și spun. Bună seara, Craiova! De când ați mai cântat pentru publicul din Craiova? Cred că de acum 2 ani. Acum 2 ani am cântat undeva într-un pub împreună cu Emerichei mele și Vali Moldovan, dar pentru publicul din Craiova, mă refer publicul care îl vom avea și în seara asta și poate și în mai multe seri, pentru publicul ar din Craiova, n-am mai cântat de anul trecut de la Festivalul Adrian Păunescu. Eu am o propunere, dacă o acceptați, pentru că este începutul primăverii, se apropie și 1 și 8 martie. Sunteți de acord să dedicăm și interviul nostru, dar și spectacolul din seara aceasta, doamnelor? Cu mare drag, mai ales că în ultimii ani aproape toate cântecele mele sunt cântece de dragoste. Am scos 3 albume de cântece de dragoste până acum. Lucrez la un alt album, iarăși de cântece de dragoste. Albumul se va numi Amurg. Pe lângă el lucrez și la o cărticică, să-i spunem așa, cum le place la Ardelen să spună, o cărticică în care acolo voi povesti cele mai frumoase întâmplări și cele mai frumoase amintiri ale mele din culisele acestor 30 de ani de muzică folk și de 30 de ani de scenă. Sunt țiganca voastră care vinde flori, flori la domnișoare, flori la domnișori. Sunt țiganca voastră care vinde flori. Exact în colțul străzii noastre, pe unde trecem deseori, s-a stins de-o vreme semaforul, doar o țigancă vinde flori.
Și parcă face ea lumină către mașini și trecători. Și parcă simți că ești acasă când o țigancă vinde flori. Să nu mai meargă semaforul, doar două eterni călători. Să ne oprim la colțul străzii când o țigancă vinde flori. Flori la domnișoare, flori la domnișori. Sunt țiganca voastră care vinde flori. Flori la domnișoare, flori la domnișori. Sunt țiganca voastră care vinde flori. E mai frumoasă decât ele, dacă te atinge poți să mori. Ca o tulpină retezată când o țigancă vinde flori. Nimic nu s-a schimbat pe lume în anii noștri greușori. Cât oamenii se mai apleacă să ia de la țigancă flori. Să nu mai meargă semaforul, doar două eterni călători. Să ne oprim la colțul străzii când o țigancă vinde flori. Flori la domnișoare, flori la domnișori. Sunt țiganca voastră care vinde flori. Flori la domnișoare, flori la domnișori. Sunt țiganca voastră care vinde flori. Că am vorbit despre 8 și 1 și 8 martie. Ce reprezintă femeia pentru dumneavoastră? Femeia pentru mine? Am mai avut o dată întrebarea asta la undeva pe la media, aș cred că. Dacă n-ar fi existat femeia, n-aș fi cântat, probabil. Este o muză. Categoric. După cum știți, eu am și un disc de autor, adică și versuri și muzică, care se numește Anii cei mai frumoși, unde sunt inspirat tocmai doar din familia mea și m-am inspirat din dragostea mea față de soția mea și de copiii mei. Am doi copii care iubesc ca pe ochii din cap. Și în afară de femeie, ce altceva vă mai inspiră atunci când compuneți, atunci când creați? Da, mă inspiră natura foarte tare. Chiar am și scris un imn al unei asociații de montaniați sau munțomani, cum se mai spune acum, de la Pitești, se numește Trăsnetul Carpaților, care vreau să vă spun, atunci când l-am prezentat, l-am lansat împreună cu ei, ei nu știau despre ce-i vorba, unii dintre ei au plâns. Versurile sunt ale poetului Sorin Poplitaru, de la Gura Humorului, poet bucovenean foarte drag mie, cu care eu am și scos două discuri împreună, eu și prietenul meu, 1 și 2, al doilea se numește Povestea Continuă. Și acum lucrăm la cel de-al treilea, să vedem ce iese. Dreptul tău la libertate, cum lanț îl mai în gând, să vă ierți drum bun, adio, noapte bună, sunt bătrân. Nu cu multă vreme în urmă, nu știam prea bine, nu, când scriam că moare vara, că lumina ei ești tu. Și acum atâta jale mi s-a cuibărit în piept, încât plâng de dor de vară și ninsoarea o aștept. Ce-am crezut că nu există, nici nu poate exista, nici o vară nu durează, nu durează nici a mea. Ce adio, la adio, când din replici fără rost, înțeleg că pentru mine vara ultimă ai fost. Dreptul tău la libertate, cum la
ai gând să vă ierți drum bun, adio. Noapte bună, sunt bătrân. Noapte bună, sunt bătrân. Am spus că aveți peste 30 de ani de muncă de cântat, de folk. Ce reprezintă folkul pentru dumneavoastră? În primul rând să vă spun că din asta trăiesc. Deci din folk trăiesc. Unii spun că nu se trăiește din folk, eu zic că da, se trăiește. Depinde ce faci în folk și depinde unde bați în folk. Pentru că dacă nu ți-ai alege o poezie așa cum trebuie, o poezie care totuși să transmită ceva publicului, apoi tu, ca și compozitor, folkist, cum se mai spune, da? Dacă nu găsești linia melodică potrivită, nu vei putea transmite publicului nimic. Eu trăiesc din asta și sunt convins că voi trăiești de acum încolo. Și să vă mai spun secretul meu. Secretul meu este că sunt debutant de când am debutat și până acum. Eu debutez în fiecare seară, la fiecare spectacol al meu. Am spectatori noi, îmi fac prieteni noi la fiecare spectacol și cu care deja am, și aici la Craiova am exemple, de când ne-am cunoscut, am rămas prieteni pe viață. Eu cred că asta înseamnă să transmiți. În momentul în care vezi un copil de 13-14 ani că îți preia un cântec de-al tău și îl postează pe YouTube și scrie acolo cover Vasile Mardare, ei, atunci înseamnă că totuși n-ai trăit degeaba. În momentul în care ai terminat un cântec de cântat pe o scenă, nu contează unde, într-un club sau într-o sală de spectacol, și pleacă cineva acasă și după aia te sună: domnule, nu mai îmi scot cântecul ăla din tot ăla îl fredonesc, nu mai știu cum să fac, altă dovadă că n-ai trăit degeaba. În momentul în care mergi undeva în orice oraș în România, să spunem, vorbim de România, și ai în sală doi spectatori, am pățit și din asta, și din aia doi spectatori îți cumpără fiecare câte un disc, înseamnă că ai vânzări de discuri 100%. Deci clar că ceva se întâmplă. Ai mișcat ceva acolo undeva. În momentul în care treci granițele țării și zbori cu avionul 4 ore până la Dublin și ai o sală de 200 de locuri full, unde sunt și români, sunt și cupluri mixte și ăia stau 6 ore să te asculte și fără să părăsească sala, să plece unul acasă cu tare că s-a plictisit, înseamnă că ai făcut ceva și iarăși n-ai trăit degeaba. Să vă spun de la Dublin o întâmplare foarte faină. La Dublin prima dată am fost cu Adrian Beznă și cu Sorin Poplitaru. De aici e spectacolul de 6 ore. La un moment dat cântau unul, celălalt mai cobora de pe scenă, mai se ducea, își lua o apă, că erau de-astea, nu cum e aici bar, altfel, nu știu cum să le spun, da, să-ți iei o apă, să-ți iei o cafea, să... Și mă duc să îmi iau o sticlă de apă plată și vine un tip, polonez era, vorbea engleză, și îmi zice: vreau și eu două discuri. Păi zic, și mă duc unde era standul, unde, și zic, la, erau făcut acolo, zic, dăm două discuri. Și dau la om două discuri, cât costă, da banii la fata aia acolo, i-am semnat și zice,
domnule, habar n-am ce cântați, nu știu, că nu înțeleg ce ați cântat acolo pe scenă. Dar cântecul ăla, este vorba de, Am să te iubesc, cântecul ăla este pe discul ăsta. Zic, da, tocmai discul ăsta îl lansăm acum. Zice, melodia, zice, muzicalitatea, și zice, e... Deci în momentul în care vine un polonez în Dublin să-ți cumpere două discuri și spune că unul e pentru el și unul pentru un prieten de-al lui... Fără să înțeleagă cuvintele, fără să înțeleagă textul, fără... Nu și spus, habar n-am ce cântați acolo, am încercat eu să-i traduc, zice, nu mă interesează, nu cu tare. Părerea mea este că atât timp cât mai avem două, trei persoane care vin în sală și îți cumpără două, trei discuri și te ascultă cu drag folcul, cel puțin eu zic că în ăștia 30 de ani n-am trăit degeaba. Asta înseamnă că folcul are viață, merge mai departe. Nu va muri niciodată, nu va muri. N-are cum, nu se poate, pentru că la fel cum nu moare poezia adevărată, așa nu va muri nici folcul, pentru că folcul, într-un fel, promovează poezia adevărată, poezia adevărată promovează folcul. Deci nu se poate una fără alta. Văd că aveți foarte multe satisfacții. Ați avut și, nu știu, lucruri mai puține plăcute în toți acești ani. S-au întâmplat și lucruri mai triste, mai... Da, le veți găsi în cartea pe care o veți scoate. Bine, ea e bazată, într-un fel, pe momente hazli, dar vor fi și momente... cum să vă spun, mai puțin hazli, dar care tot așa le veți percepe, pentru că așa le voi povesti, încât atunci, în momentele care le-am trăit, eram chiar disperat la un moment dat și cu tare. Acum, când mi-aduc aminte de ele, râd cu plăcere. Mult că s-au întâmplat. În carte ne povesti și despre colegii și prietenii noastre cu care ați cântat, Vasile Șercaru, Tatiana Stepa și toți ceilalți cu care ați cântat. Tatiana Stepa, cu Vasile Șercaru mai puțin, pentru că el vine dintr-un val mai dinaintea noastră. Chiar vorbeam cu gazda mea de aici de la Craiova astăzi și spuneam, nebunia și problema noastră a generației mele este că ne-am născut prea devreme. În ce sens? Noi am venit între două generații. Dacă ne-am fi născut, de exemplu, în, să zicem, în 2005, în 2005 cam devreme, adică prea târziu, cam în 2000, dacă aveam acum 16 ani și aș fi cântat ca acum, sigur aveam un mare succes. Așa, noi ne-am născut între două generații. Trebuie să înghițim chestia asta. De asta vă și spun, eu de 30 de ani sunt debutant. Păpușari, uitați-vă revanșa, morții voștri sunt de voi produși. N-are rost să vă mai sinucideți, scoateți-vă mâna din păpuș. Hai la teatru de marionete, că iar la modă, cum vedeți. Nu ne mai ajunge că se mișcă toată ziua filme pe pereți. Totuși, cine îi încurajează? Totuși, cine ia țâță front? Cine e directorul de teatru? Totuși, păpușarii cine sunt? Totuși, cine îi încurajează? Totuși, cine ia țâță front? Cine e directorul de teatru? Iar păpușile pe scenă, ascultând scheleticele mâini ale unor tragice fantome, păpușari cu suflete de câini, păpușari
animalii mișcă după voie, întrupând scenariul imoral. Dar când ei reintră în cicatrice, se trezesc forminte în Ardeal. Totuși, cine îi încurajează? Totuși, cine îi atâta cruci? Cine e directorul de teatru? Totuși, totuși, care-i cine spun? Totuși, cine îi încurajează? Totuși, păpușarii cine sunt? Hai la teatru că e iarăși dramă, spectatorii cască ochii mari. Ce frumos păpușile dansează, tremurând în mâini de păpușari. Teatrul nostru de marionete își reintră în drepturi de suien. Dar din nou pe scenă curge sânge și plătim cu viața un bilet. Totuși, cine îi încurajează? Totuși, cine îi ațâță crud? Cine e directorul de teatru? Totuși, păpușarii cine sunt? Totuși, cine îi încurajează? Totuși, cine îi ațâță crud? Cine e directorul de teatru? Totuși, păpușarii cine sunt? Totuși, păpușarii cine sunt? Totuși, păpușarii cine sunt? Sunt tineri care aleg să cânte folk. Eu am avut surpriza, în cel puțin în ultimul timp, să văd foarte mulți tineri la spectacole. Mă așteptam să fie așa, nu știu, oamenii trecuți de 40. Dar am avut surpriza să văd foarte mulți tineri la spectacole de folk. Asta e marea mea satisfacție, pentru că după 90 încă au mai venit. Era încă generația Flacăra, Cenacul Flacăra, care veneau la spectacole de la Cenacul Flacăra după 90, până prin 94-95. 96, vai, 96, ce spectacole am făcut la Craiova cu Adrian Păunescu și cu Cenaclu. Extraordinare. Ei, după aia s-a cam terminat. Au pătruns pe piața noastră diferite genuri de muzică, foarte bine, pentru că lumea a avut de unde să aleagă. În schimb, s-au promovat, și aici e vina caselor de producție, s-au promovat doar prostiile. Noi am importat din Occident doar prostii. Muzica comercială. N-am spus prostii. Așa. Și aici publicul s-a împărțit. Hai să zici că s-a împărțit în două. Nu, s-a împărțit în vreo 7 feluri publicul. Pentru că între timp au pătruns și manelele pe piață. N-am nimic cu ei. Bravo lor. Și ei sunt artiști, dar în felul lor. Noi suntem la fel tot în felul nostru. Dar publicul s-a împărțit. Ei, în ultima perioadă, în ultimii 2-3 ani, și constat foarte plăcut, nu știu cum să vă spun, chiar îmi crește sufletul când văd că vin tineri și care deja știu piesele. Cântă cu tine piesele ale tale. Ce îți dorește un artist mai mult când vede nu o sală întreagă, o jumătate de sală, că îi cântă un refren? În afară de folk, ce alte genuri de muzică ascultați?
nu numai că ascult, și compun. Îmi place foarte mult rock-ul. De fapt, eu înainte să cânt folk, cochetam foarte mult cu muzica rock. Numai că n-a avut cine să mă îndrume către muzica rock. Îmi plăcea foarte tare, dar s-a nimerit ca, ajungând la Reșița, la liceu, să dau peste cine? Peste folkiști. Maria Gheorghiu, Cristi Buică, Dino Lărașu, Eugen Colcer, Nelu Stan, Neta Stan. Neta Stan nu artista de muzică populară. Așa? Și așa s-a întâmplat. Și așa am prins eu drag de folk. Așa am și urcat prima dată pe o scenă cântând muzică folk. În 1985 se întâmplă asta. Anul trecut am făcut 30 de ani, am și făcut un mare eveniment la... Mulți înainte! Da, mulțumesc! Nu numai că îmi plac alte genuri de muzică, dar și compun. De exemplu, compun în muzică ușoară. Compun și rock. De fapt, nu știu dacă ascultați unele dintre piesele mele, o mare influență rock. Pentru că încă simt în urechi sound-ul ăla de o chitară electrică, un solo de la frumos, o tobă, un bas, ca dovadă că mi-am făcut un home studio personal acasă, unde îmi și imprim piesele. Și tot ce au zis pe discurile mele este absolut tot făcut de mine. Munca dumneavoastră cap-coadă. Absolut tot. Și cu atâta muncă, mai aveți timp și de alte pasiuni, de alte lucruri, mai faceți și altceva? Îmi place foarte mult pescuitul. Asta implică timp. Da, dar n-am mai fost la pescuit de vreo 5 ani. În schimb, îmi place foarte tare să am grijă de fetița mea, care acum a început și ea cursurile de pian, de vreo 2 luni. Și în rest... Îmi place să mă uit la filme bune, îmi place să scriu și îmi place să gătesc. Sunt un bucătar foarte bun. Bărbații sunt bucătari buni în general, așa se spune. Asta fac. Ce ați dorit dumneavoastră să știe craiovenii? Ce nu știu ei și ce ar trebui să mai știe despre Vasile Mardare? De faptul că sunteți o voce răsunătoare a folcului. Aia cu răsunătoarea. O voce sunătoare, să spunem așa. Ce să știe craiovenii? Să știe că, în primul rând, nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar mă leagă foarte tare. Am o legătură foarte tare cu România. Nu sunt naționalist, dar îmi iubesc foarte tare patria. Am cântat în Germania un an jumate, am venit înapoi acasă, puteam să rămân acolo. Nu, am venit înapoi acasă pentru că mi-e tare dragă țara asta, țărișoara asta. Chiar am și un refren la un cântec în țărișoara asta mică. Cântecul se numește Român mă simt, dacă îl căutați, îl găsiți pe internet, pe YouTube. Mi-e tare dragă țărișoara asta, pentru că oriunde mă duc mă simt acasă, vorba prietenului Adrian Beznă, bine v-am găsit aici acasă la Craiova, sau așa. Sunt, în genere, sunt un om care iubește arta în general, arta bună, arta adevărată. Da, sunt foarte multe amintiri, foarte multe de povestit. Așa cum ne spunea și Magda, avem nevoie de ore, zile. Odată când vrei, când trec prin Craiova, uite, îmi fac timp 2-3 ore și filmăm și îți răspund la tot. Da, pentru că aveți foarte multe, n-am vorbit despre Cenaclu, Flacăra, acolo unde sunt atâtea amintiri, atâția foarte ani. Acolo e foarte mult de vorbit, pentru că din cel puțin din 90 până când a murit Adrian Păunescu, am foarte multe. Asta o să le citiți în carte. Sincer, eu abia aștept să apară cartea. M-a făcut foarte curioasă și de abia aștept să apară cartea. Vă mulțumesc mult de tot pentru acest mic interviu și vă așteptăm la Craiova.
mulțumesc din suflet, am venit, sunt aici. Și cu alte ocazii vă așteptăm. Cu mare drag, cu mare drag.